Bună ziua! Suntem gata, da? Subiectul conferinței de presă de astăzi este, în fond, unul foarte simplu. Vorbim despre reforma justiției, sau mai bine zis, de lipsa acesteia. Și, la concret, ne expunem cu privire la cum guvernarea ignoră recomandările Comisiei de la Veneția. Cred că toată lumea își aduce aminte ziua de 19 decembrie 2019, atunci când președintele Comisiei de la Veneția, domnul Buchiche, a fost în Republica Moldova. Scopul acelei vizite a fost, în linii mari, ca domnia sa să vadă cum are loc, cum se demarează procesul de reformă a justiției, și a vrut să afle asta, în primul rând, de la actorii politici implicați, și, doi, a vrut să vadă, pentru ca ulterior Comisia de la Veneția să se expună, legat de proiectul legii cu privire la Consiliul Superior a Magistraturii. Deci modificările pe care erau pregătite la proiectul legii cu privire la Consiliul Superior a Magistraturii. Tare a fost mirarea domnului președinte atunci când, în cadrul întrevederii cu membrii Comisiei Juridice, a aflat că a doua zi, adică pe data de 20 decembrie, urma să, acest proiect deja urma să fie votat în lectura a doua. Trebuie de menționat că Comisiei de la Veneția i s-a solicitat să prezinte un aviz în regim de urgență cu privire la proiectul respectiv de lege. A fost o insistență din partea domnului prim-ministru Ion Chicu și a prim-ministrului Justiției Fadei Nagacevski. Comisia de la Veneția a acceptat să prezinte acest aviz în regim de urgență și, într-un final, l-a prezentat pe data de 22 ianuarie anul respectiv. Cu toate că a fost acest aviz al Comisiei de la Veneția, legea votată pe data de 20 decembrie 2019, pe data de 31 ianuarie 2020, a fost publicată în Monitor Oficial și, respectiv, ea a intrat în vigoare. Când ne uităm în acel aviz a Comisiei de la Veneție, care a fost elaborat pe proiectul inițial al legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, constatăm că Comisia de la Veneția a avut rezerve în ceea ce privește prevederile conținute în acel proiect, potrivit cărora membrii de drept sau membrii titulari desemnați de către Parlament trebuiau să fie votați cu votul majorității deputaților. Comisia de la Veneția a spus că, având în vedere că de regulă majoritatea deputaților numește guvernul, există riscul ca acei membri ai Consiliului Superior al Magistraturii delegați de către Parlament să fie cumva oameni controlați de către guvern, de către majoritatea care a acordat sprijinul guvernului, și asta este o problemă cu privire la independența acestor membri. Ca urmare, Comisia a recomandat să analizăm oportunitatea numirii membrilor CSM-ului din rândul Parlamentului de către o majoritate calificată, de exemplu, de două treimi, sau, eventual, selectarea acestor membri să se realizeze de către o comisie independentă. Cu toate acestea, în lege, care a intrat în vigoare deja pe 31 ianuarie anul 2020, a rămas prevederea conform căreia Comisia Juridică este cea care selectează candidații la funcția de membru al CSM-ului. Și asta este o problemă, în primul rând, pentru că Comisia Juridică este o comisie constituită pe baza apartenenței politice a partidelor reprezentante în Parlament. Prin urmare, vorbim de nerespectarea independenței sau principiului independenței acestei comisii, care a fost menționat în acest aviz a Comisiei de la Veneția. Pe de altă parte, bineînțeles, Comisia Juridică, din păcate, are în trecut niște concursuri care nu au fost cel mai perfect realizate. Da? Există, societatea în general are întrebări cu privire la corectitudinea acestor concursuri care au fost realizate de către Comisia Juridică în trecut, și aici mă refer la Curtea Constituțională și Centrul Național Anticorupție. Având în vedere aceste probleme
având în vedere aceste recomandări inserate în avizul Comisiei de la Veneția, chiar ieri am elaborat un proiect de lege prin care propun modificarea legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, în care să fie menționat expres că membrii CSM-ului din rândul profesorilor de drept titulari sunt numiți de Parlament, dar sunt selectați de către o comisie specială constituită de birou permanent, fiecare fracțiune înaintând câte un candidat în componența acesteia, și în textul legii să apară interdicția membrilor acestei comisii speciale de selectare a membrilor CSM-ului de a fi deputați, deținători de funcții demnitate publică, adică persoane afiliate cumva politic, sau membrii a vreunor partide politice. Propunerea este ca în componența acestei comisii speciale să intre exclusiv persoane din domeniul dreptului, reprezentanți din activitatea academică și reprezentanți ai societății civile din domeniul dreptului. Acest proiect a fost înregistrat. El este unul foarte simplu. Dacă există voință politică, acest proiect poate fi votat în două lecturi în prima ședință a Parlamentului din această sesiune, nu știu, va fi joi și vineri, va fi doar joi sau eventual săptămâna viitoare, dar după mine, dacă nu se votează acest proiect de lege, atunci avem în continuare întrebări cu privire la dorința sinceră a acestei guvernări de a asigura independența Consiliului Superior al Magistraturii și delegarea în componența CSM-ului a unor persoane care nu sunt controlate de către partidele politice în Parlament. Bineînțeles că dacă se votează acest proiect de lege, am putea spune inclusiv faptul că Republica Moldova respectă recomandările Comisiei de la Veneția și nu le ignoră așa cum s-a întâmplat anterior. Deci acest proiect a fost depus în Secretariatul Parlamentului. Sperăm că la prima ședință a Parlamentului acesta să fie votat. În caz contrar, după cum am menționat, ne exprimăm dubiile cu privire la dorința dorința sinceră a actualei guvernări de a realiza o reformă în domeniul justiției. Mulțumesc, o zi bună!